Vă salut, băieți, numele meu este Dan Buzărnescu și bine v-am regăsit la un nou episod de FIFA 2021. Astăzi vă voi prezenta un site spectaculos, se numește Winners. Găsiți link în descriere, puteți intra acolo și dacă vreți să jucați FIFA 2021 împotriva unui prieten sau împotriva unei alte persoane, te invit aici, pașii sunt foarte, foarte simpli. Dacă vrei să joci un 1 vs 1, poți să joci atât public. Ce înseamnă public? O să vă arăt imediat. Puteți să creați voi un joc public și să așteptați ca o persoană random să intre să joace împotriva voastră. Sau puteți intra voi să jucați împotriva unei alte persoane. După cum vedeți aici, avem două meciuri la care putem da... De asemenea, putem juca un meci privat. Ce înseamnă un meci privat? E foarte simplu. Tot ce trebuie să faci este să selectezi data, ora și jocul pe care îl dorești. FIFA 2021, FIFA 20, PES 20 sau PES 21. Voi alege FIFA 21. Poți să joci cu echipe de club sau cu naționale. Eu voi alege naționale. Voi crea acest joc, ai aici un cod pe care poți să-l dictezi prietenului tău, poți să-l copiezi, poți să-l trimiți ca SMS sau poți să-l trimiți pe WhatsApp. Este doar alegerea ta. Stai liniștit! În caz că nu vrea să accepte jocul, tot ce trebuie să faci este să pui un screenshot de la rezultatul final. Ca să introduci coins, trebuie să duci buy coins. Poți să cumperi 5 coins cu 5 euro, 10 coins cu 10 euro, 20 de coins cu 20 de euro, 50 de coins cu 50 de euro și 100 de coins cu 100 de euro. Și bineînțeles aveți și ceva bonusuri pe care le regăsiți. Totul este pregătit. Acum voi juca un meci împotriva tatălui meu pe 100 de euro. Da? Ați auzit bine. Cine va pierde îi va da celuilalt 100 de euro. Bineînțeles, easy win. Sau nu? Rămâne de văzut, chiar acum! Gata, băieți, începe marele meci pe 100 de euro. Ești pregătit? Nu. Haide să vedem acum. Paris Saint-Germain versus Liverpool. Mamă, acum prima ocazie! Salah! Salah! 1-0! Trebuie să mă duc la bancă, am să scot banii, băieți. Trebuie să mă duc să scot banii. Salah acum. Salah. A, uitați aici, Salah. Direct. Golazo. Golazo, Salah. Acum Di Maria. Oh, Fabinho intervine acolo. Pierde aici și Di Maria. Și ocazia lui Di Maria. Incredibil așa ceva. Incredibil Di Maria. Di Maria îmi scoate banii din buzunar. Neymaritu acum? Neymaritu, fines! Apără Alisson. Apără Alisson. Hai Mbappé, Mbappé cu capul. Mamă, dar e Fabinho acolo, frate, nu mai am ce să-i fac. Opsu. Scapă Salah. Scapă Salah. Scapă Salah. Nu pot să cred. O, Diallo acolo. Hai mă, Diallo, dă-i în ea. Nu! Nu știu pe șutul lui Firmino 2! Doamne, ce se întâmplă? E scripting mare, rău de tot, atât vă zic. E script! E script! Doamne, Moiseceanu, Moiseceanu, doamne ce ne fură jocul. 2-0 la pauză, ce mai trebuie să să fie oare meciul ăsta? Rămâne de văzut. Mbappé! Bine mă, ce bapur al meu Alisson. Nu se poate, băieți, v-am zis că este scripting mare rău de tot. Are mâine ferm. Și
Și Moise Cean în sfârșit reușește să marcheze, reducem din handicap. Să vedem dacă... Nu fie prea târziu. Să nu fie oare prea târziu? Rămâne de văzut. Moise Cean aici frumos la judecat. Vedem aici cum i-a dat Neymaritul pasa și Moise Cean direct. Scărița, frumos. 2 la 1, băieți. Haideți că suntem în joc. Neymaritul 2 la 2. 2 la 2, băieți. În corzi. Suntem în corzi. Mbappé, nu se poate. Ia uite la minut. Ia uitați-vă la minut. Cu arbitrii. Arbitrii decid finala. Arbitrii, ne gândim la meciul România-Danemarca. Cred că arbitrează Urzmaier. Mbappé reușește să aducă 100 de euro în contul nostru, băieți. Aduce 100 de euro și fluier final, fluier final. Mulțumesc pentru meci, mi-a făcut plăcere. Meciul s-a terminat. Tot ce trebuie să faci este să alegi câștigătorul, respectiv Dan Buzănescu în acest caz, să scrii scorul și să atașezi o fotografie cu rezultatul final. Nu uita că ai link în descriere cu acest site și trebuie neapărat să te înregistrezi pentru a juca niște super, super meciuri. După aceea, trebuie ca oponentul tău să accepte rezultatul. Nu uita că dacă el nu acceptă, tot ce trebuie să faci este să intri în chat, să trimiți o poză cu rezultatul și totul se va rezolva instant. Vă salut și vă mulțumesc tare, tare mult că ați vizionat acest clip. Nu uita să apăsați butonul de like și de subscribe. Pa, pa!